I-am privit oameni buni, gunoiște de la bilicienii noi. Ia uitați, mândrești bilicienii noi, luați-o cum vreți. Ia uitați-o. Asta e ecologia noastră. Poftim. Adânci sub nas nu se vane. Ei n-au treabă cu asta. Asta nu e chestiunea lor. Legătură cu filmul Lețul ăsta. Așa că am pe scurt să înțelegeți. Eu sunt o femeie astmatică. Trăiesc în dealul ăsta când intrăm la bilicieni vechi. Tot am ținut și noi calea privegiei vreo 25 de ani pe la Rusia la reparații și am vreo 3 ani de când am mormântat 3 părinți, unul după altul, de cancer și cu poliță și fără poliță și cu toate nevoile, cam m-am stopat acasă. Dar cinstit vă spun, ecologia asta, gunoi asta, mafia asta de gunoi care persistă aici de ani de zile la noi, la bălțul ăsta, nu te atacă, nu mai poți. Să ai tu poliță, să nu ai tu poliță, dar e complet bataie de joc. Dar aceea și gunoi ăștia bălților, nu ia satului? Nu, și gunoi ăștia care, adică de pe teritoriu socat, bilicienii noi, mândrii ăștia, așa îi zici, e una așa și ești. E de pe partea dreaptă. Și culmea, noi vinem după ce am filmat, că am fost și ne-am făcut niște provizii, că nu mai avem nimic, că soțul lucrează cu săptămâna și eu singur acasă. Și am filmat și după ce am filmat, când am ajuns pe drumul, la drumul, așa zis, ca să intri la gunoi, știi, cu drumul care intră la gunoi, știi, am văzut, vineau pompierii de la Sângirei și ne-au părut că intră să duc la stins. Nimic, o plecat înainte, culmea. Adică, nu știu, nu înțeleg, adică dacă arde gunoi, știi, adică pompierii n-au treabă, că cineva, ori eu anunțat, ori nu eu anunțat, o idee n-am. Vă spun că ne-am întâlnit cu pompieri și am crezut că se duc să strângă. Nimic. Ei s-au dus drept înainte. Dar poate coincidență în același timp, poate ardea o casă, o clădire, ceva, se ducea unde e chemat. Aici, dumneavoastră, de ce n-ați sunat la 112? Poate nu știu eu pompieri de focul ăsta. Dar nu, că acolo casă nu-i. Gunoiște-i cu toată, de partea asta e pe malul. Așa ca să înțelegeți hârtopul și el a... Unde se duce, se făceau înainte motocross, cum s-ar zice, pe rusești, cum era, acolo el e împărțit în două și gunoi ăștia pe malul stâng, pe malul drept, acolo mărg așa o bucățică de deci de la bălța de casocot, în hârtop și ăla. Dar se vede gunoi ăștia, că acolo arde gunoi ăștia. Și chiar dacă se vrei să spună că noi am plecat, că poate undeva în altă parte, acolo intrare de pe malul drept, dacă s-ar duce pe drumul de la Pampa sau de la Țambola, așa ca să înțelegeți, sau Octeapscoi, cum este, dacă țineți minte. Da, da. Ei acolo intrare nu au. E atâta că gunoiește pe malul stâng. Când valea gunoiește, acolo este o bucată de iaz, nu știu ce. Dar cum vă explicați, de ce au luat foc? Noi când ne ducem la bălți, s-a ridicat un fum, că am gândit că poate stuhul arde. Eu am mai avut o experiență, era în timp de... Adică când am intrat în carantină, îmi pare, că nu mai gata am intrat în carantină. Și de aici, de la fabrică, din dealul ăsta de la noi, la fabrica aceea veche, Avicola, care era și acum acolo este o uscătorie pe gaz și este un frigider pentru fructe și legume. Și nici ne-a părut că arde, că așa era fumul negru, exact de la pereță, de la... Și nici ne-a dat, m-am gândit și m-a speriat de șezând acasă, zic, măi, zic, precis, dar un fum negru de Doamne ferește, zic, precis, că zic, s-o aprins, zic, uscătorie, eu știu, zic, da, sunt, zic, vreme de pandemie, este cineva pe acolo, este un paznic, nu-i un paznic. Ca să ajungă salvarea, pe urmă m-a sunat, a venit și poliția la mine, adică a luat explicații și ne-a spus că a zis că da, nu arde doamnă la asta, a zis la uscătorie nimic, arde stuhul de la Pampa. Și noi când mergem spre Bălți, când ne ducem spre Bălți, s-a ridicat un nouăr negru, negru exact și noi ne gândim că poate arde iarăși hârtopul, că el... mai și la săptămână hârtop și-a l-a mai ars, chiar așa la margine, spini și e tot ars acolo.
Și ne gândim că poate stuhul iar arde. Și ne gândim când ajungem cu mașina să vedem, adică dacă se vede și ceva, și sunăm la 112. Când am văzut că arde gunoi ăștia, ai zic arde gunoi ăștia, zic ca de obicei. Dacă ne-am întors înapoi, că poate ne-a reținut în timp de o oră, o oră, o 20 de minute, când am văzut și fum s-a ridicat și era și peliceniu și partea și ei de dus tocma fumă, tocma în sângirei, chiar când mi-a fost de mirare, dar când am ajuns acasă, acasă că eu am mai făcut un filmuleț, acasă când am ajuns, fumul iarăși alb, a ajuns tocmai în partea asta la noi, la Sângerei, adică la Biliceni, of, cvale și ea care ne dispărțește de fabrică și de noi, că noi suntem cu casa în partea asta, la scladurile astea vechi care au fost sovieti și garajul. Apoi, Doamne ferește, dar un vânt, dar mirosul eu nu vă-l pot treda, că eu mult afară nu pot sta și de, că Doamne ferește. Așa că, nu știu, în 30 de ani de independență, atâția bani, atâta ajutor, atâta asta, obtuți facă la nord și la sudul Republicii Țării este o uzină de reciclare, de ardere, ca sub, dacă fost, și fost de ardere, să facă și de asta... Căldură. Căldură termică și nu știu mai și și mai și și niște locuri de muncă, eu nu mai ajung capul. Îi țip și urlă, vreau tăți poliță. Băi, băi, bine, măi, și cumpără poliță lumea și aia. Dar poliță sunt bani de pe poliță și care nu s-au... În curs de an, omul și ăla nu s-a folosit. Unde mama dracului s-a dus? Amu, acum s-a arată spitalele 30 de ani? Păi, practic, sunteți pe toate clădirile sovieti și nu vă plac sovieti și nu v-a plăcut că a fost așa un regim. Da, au fost plusuri și minusuri regimul și ăla. Cam și oricare ăsta. Dar ei, practic, au mers pe drumul sovieti și, practic, au trăit ședând în închet de ăsta. Și-au făcut ei până amuia. Și-au făcut. S-au îmbogățit numai de pe schinarea și de pe polițele noastre și de pe impozite și de pe tot normal așa. Hai dar să vă întreb... Hai să vă întreb și eu, dar tot așa. Ce ați făcut dumneavoastră în 30 de ani dacă ziceți că atât de des arde gunoi ăștia de la Biliceni și sunteți astmatică? Ce am făcut? Da. Eu vă spun că eu am 3 ani de când m-am mai stopat acasă. Așa. Da. Dar v-ați adresat de fiecare dată la poliție, la primar, la inspecție ecologică, la cine se ocupă de chestia asta? Eu n-am ascultat. Stați-o leac că vă spun. A fost odată un caz la noi aici în mahală, cineva a dat foc și un mahalagiu bun a chemat cineva ecologie și eu l-a ștrefuit, i-a pus o amendă de 800 de lei. Noi atunci când a venit și ăsta, adică să scoatem vecinul, noi iar grămădit, a fost un domn nici nu știu cine și ăsta, că na, nici nu l-a reținut, ăsta, dar i-am pus o întrebare. Mai oameni buni, ia uitați-vă, gunoi ăștia arde. Arde gunoi ăștia. Și, adică, acolo scoate, dar aici noi, dacă facem un foc cât de cât, gata, veniți și ne amendați. Acum, încă, totuși, de la noi din sat, noi, adică, se colectează gunoiul. Achităm câte 30 de lei lunar, că ne e gunoiul. Și iarăși aceeași problemă. Care e diferența? Că el arde la mine o gradă sau că îl plătim și îl ducem tot la gunoi ăștia acolo? Iată, poftim, eu am ajuns acasă. Poate vântul dinspre gunoi, știi? Poftim priveli, știi? Fum și nevoie sat, atât e plin asta, dar mirosul nu vă pot reda și înseamnă mirosul. Și mai mult pot să stau afară decât dacă eu să eu de la așa miros aș apuc nevoia ca nici iar o bătut cât o bătut. Fumul s-o împlăștie puțin și acum și iarăși revenim. Dar ce am, că noi singuri nici nu putem să facem nimic. Că de câte ori s-o pus problema gunoi, știi? Asta nu că noi de aici de la Biliceni. Da, poate dacă ne-ar ridica tăzda, poate dacă ar dure într-un cot sau stâng sau drept și primarul și ăsta, poate ar mai și ceva, dar aici bă, altul nu-ți poate lămuri cu dânsă că e mafia gunoiului, dar nu noi oameni simpli. Iată care e problema lor. Ei când îi dau foc ca să poată răscoli, că aici totuși cineva ține gunoiul și strânge tot și se găsește întrâns metal, nimetal, ce este și pleacă și duc și fac și ei și vor ei. Presupuneți sau aveți informații că cineva dă foc intenționat? Eu nu știu că se dă foc intenționat sau nu se dă foc intenționat, dar de felul cum... Cam de fiecare dată, pe la sâmbătă, duminică, e foc,
Nu știu, parcă e programat. Și poți zic, putem să gândim noi. Haideți să zicem altfel. Că hai că se dă foc intenționat, nu se dă foc intenționat de atâția zeci de ani, cum să măresc hectarele de gunoi ăștia aici la asta, cam ar trebui odată și ei vreau Europa și vreau și ei civilizați, întâi trebuie să strâng gunoi ăștia linii, îmi pare șapte, să prind trei, șapte faci. Ceva ca să tind și să te aliniezi pe lângă niște țări cât de cât dezvoltate. Am înțeles. Am înțeles durerea dumneavoastră. Mulțumesc pentru încredere. Dacă ne dați și celălalt video, le publicăm pe amândouă. Dacă nu, nu mă Eu acuș o să vă-l transmit. Vă-l transmit prin Messenger. Am înregistrat și discuția cu dumneavoastră. Dacă îmi dați voie, publicăm și încercăm să facem curent de opinii ca să afle că oamenii sunt... Eu vă spun. Pur și simplu, eu vă spun care e problema. Este insuportabil. Dacă vine vara, eu ușa din partea asta... a căsei, eu nu mai pot lăsa deschise. Că dacă o lăs seara deschisă, eu la ora 2, 3, eu mă trezesc din somn, că eu de obște dorm până la ora 4. Eu mai mult nu pot dormi. Dar dacă lăs ușa deschisă, eu la ora 3 șed pe șezutic, că eu mă năduș, mă sfoc. Mereu din cauza gunoiștii sau incendiilor de astea de vegetație? Iată, special când ea că e miros parșiv din ăsta așa și toxic și ăsta, eu sunt foarte, foarte sensibilă. Dar la ce distanță? La ce distanță de sat e gunoiște? Ce? De casa dumneavoastră, de exemplu? De la noi până la Lipovan, ca să mă tind, că 5 km și până acolo 13, da, 13 km, adică din Bălți până la noi în margine aici, la miracolul ăsta. Da, da, gunoiște undeva la mijloc, între Bălți și Biliceni. Da, gunoiște, da, ar fi, poate nu chiar la mijloc, poate de la Biliceni încolo, poate la a doua parte, cum s-ar împărți în trei părți. Două, trei dacă îmi bate drum. Vântul de la Bălți, dacă bate vântul spre Biliceni, ajunge foarte repede și foarte mult foarte vânt. Foarte repede și dimineață și seară și orice zi, în orice zi. În orice zi. Dacă înainte, cu ceva 7-6 ani în urmă, ei era, adică hectarele, suprafața ei de hectare era mai mică și era mai slabă, adică nu era chiar așa de des. Dar ultima vreme e s-o mărit, că lor le-au mai dat câteva zeci de hectare, că 11, că 12 hectare, el li s-o mai alocat dintr-o băcată de pământ arabil de pe malul și la stâng. Înțelegeți? Și acum este insuportabil. Iacă, dacă o întrebați pe Maia Balan, pe bibliotecara noastră, e într-o zi mă sună, mai tot am un timp de carantină. Zici, Corina, la tine este fum. Dar el se vede că o bătut fum, vântul bătie, și s-o duce pe partea ceilalte de la fasolă, de la noi, pe ceilalte parte. Eu îi spun, zic, Maia, la noi fum, acum noi. Să vedeți, zic, vântul bate partea și zic, eu sunt bibliotecă și-o zis că așa e un miros de fum, de toxic, de Doamne ferește. Zic, la noi, de data asta, nu zic că bate vântul de pe partea ceilalte. Așa că asta e problema. Am înțeles. Mulțumesc foarte mult pentru mărturie.